biggest hits. Feel Good Radio. Impulse Radio. Din nou împreună, dragii noștri, facem emisiunea cu voi, colegii noștri de emisiune. 0754222999 este numărul de WhatsApp. Începurem să discutăm despre cum e vremea. Sunt imagini deja care au venit. Plouă, ce se aude? Asta este un mesaj trimis de cineva la 0754222999. Este filmat de pe balcon. Trebuie să vă descriu puțin că este un mesaj video pe WhatsApp de la voi. Ăsta este sunetul începutului de furtună. Atenție! Dacă nu mă înșel, este în București, în Rahova. Cred că este în București, în Rahova. Bună dimineața! Întrebare simplă, fiindcă suntem în actualitate cu 16 minute după ora 7 dimineața. Plouă la voi, sunteți, cum să zic, sub amenințarea furtunii. A venit deja furtuna după ce v-a amenințat inițial și cum vă descurcați la ora asta? Vrem să știm dacă la tine în oraș, la tine în cartier este furtună, fiindcă cel puțin jumătate din București este jale. O să ies în câteva minute afară să văd care e treaba. Da, chiar ieșim și ne filmăm, pe cuvântul meu, pe următoarea presă, pe următoarea publicitate. Neața, dragilor, pe data de 12 spre 13 a trăznit foarte tare. 15 hectare de grâu au ars până să vină pompierii. 15 hectare de grâu. În dimineața aceasta a fost furtună. Vă urez o zi ușoară și răcoroasă. Cu respect și considerație, Elena Ghivici. Deci sunt... Ia, s-a scurtat. Atât de tare în Berceni, încât pentru prima oară n-am mai simțit că sunt pornite țâșnitoarele de la primărie care pornesc indiferent de vreme. Țâșnitoarele de la primărie care pornesc indiferent de vreme. Ok, înseamnă că a plouat încet în Berceni. Vezi un cartier de care ți-e frică și dacă ești ploaie. Înțelegi? Vii încet așa să nu deranjezi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Pe centură între... Agadirul și Jilava este jale mare, copaci căzuți, abia ne mișcăm, vai de noi. Deci între Bragadirul și Jilava, copaci căzuți pe centură, ca să știți dacă aveți drum încolo, să știți ce să faceți sau mai bine zis ce să nu faceți. Un mesaj l-am primit din regie, mulțumesc celor care lucrează acolo. Linia 41 blocată pe ambele sensuri, pe strada Turda la pasajul Grant. Lipsa tensiune e cauza. Linia 41, linia tramvaiului 41 blocat. În curând se va bloca tot orașul. Mi-aduce aminte de prima ninsoare, știi? Eu țin minte că am început emisiunea cu Winter is Coming, da. Și i-a zis lumea că poate am nebunit cernat, știi? L-a luat de dimineață, n-a băut cafeaua sau, știi? Dar nu, iată, doar vine furtuna și deja sunt tot felul de situații, deci o să fie, fără exagerare, o să fie o zi complicată pentru noi toți. Și de ajuns acasă și de mers la serviciu. Neața, București, Iuliu Maniu, cartierul militar, sfârșitul lumii. Vin zombii. S-a terminat, gata. S-a dus umanitatea. S-a dus. La revedere, mi-a făcut plăcere. La revedere, mi-a făcut plăcere. Să știți că dacă e ceva, eu chiar vă iubesc. 0754222999. Evident, avem furtună în București și cred că în toată țara. Dacă este așa sau nu, spune-ne și nouă la 0754222999. E furtună, este jale sau e bine la tine în oraș? Între timp, aveți mare grijă de voi. Luăm o scurtă pauză, ascultăm și o super piesă la Radio Impuls, dar și pe Canal de 2 rămânem în dimineața pe 2 cu Grig și Cernat. Neața! Hai să... Dimineața pe 2! This is... Impulse, baby. Impulse. I wanna enjoy the hits. I'm gonna love you, love you. This is... Good Vibes Station. În această dimineață, vineri dimineață, avertizare de cod galben de Vigeli și Grindină între 7 și 8.30 pentru București și mai multe zone din Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița. Am ieșit afară așa cum am promis, s-a mai liniștit aici în nordul capitalei unde suntem noi la Canal de 2. Așteptăm în continuare mesaje de la voi să vedem cum e vremea în diverse colțuri ale Bucureștiului sau ale țării. Ieri a fost, pe de-o parte, la București căldură mare, caniculă, dar în alte zone ale țării tornadă, cum a zis. 0754-222-999. Evident, Marius din Craiova zice fiți atenți că e cam piața aia. E furtună iar. Marius din Craiova ne spune că acolo este cald și bine.
Și că știți melodia, e furtună iar, ne iubim toți ca un uragan. Marius din Craiova, te salutăm, e bine, în București este furtună și avem și mesaje de la voi la 0754-222-999. Tot în Craiova ne scrie altcineva, 20 de grade, a fost furtună și ploaie la ora 5, dar Shiro Alert ne informează de fenomene meteo atunci când deja se opriseră toate. Normal că așa se întâmplă. Cred că avem și un mesaj de la Oruda Nadine Izisu. Măi, eu pe furtuna asta mă duc la coafor. Sper ca Dry Better Tap să țină hălăciuga. Înțelegi? Foarte tare. Hai să-ți mai dau una de ploaie, vrei? Da, te rog. Îți dau una de ploaie, dar asta fii atent, este foarte simpatică, da? Și mesaje de la voi, evident. Supărat pe ploaie, latră un cățel. Latră un cățel. Asta este atmosfera, să știți. Trebuie să vă bucurați de faptul că plouă, fiindcă știi cum este vorba aia cât se poate de clasică. Lasă că plouă, se face porumbul, se face pateu. Da, da. 0754-222-999. Hai să dăm glas și oamenilor. Bună dimineața. Bună dimineața. La Bran plouă, mocănește, zici că e toamnă. La Bran, la Bran plouă, mocănește, zici că e toamnă. Excelent. Da, bine, nu, că exact, astea sunt imaginile, sunt de toamnă, mă rog, eu am glumit cu Winter is Coming. La Cluj, iată, e liniște deocamdată, avem un mesaj și de acolo. Bună dimineața de la Zărnești, Brașov, și aici plouă și este chiar destul de răcoare, sunt 17 grade la ora actuală. Okay. Vă salut și vă doresc o zi și un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Ții minte ce ți-am zis eu, că am momente în care vreau să mă mut la munte, gen de tot? Da, și eu. Ei bine, ăsta este momentul ăla, hai să zicem din nou, stai puțin, nu, ăsta era cu bună dimineața, unde-i mai mesajul, că a fugit? Lasă că am eu, uite, la turceni e soare. Așa, pe bune. Așa, ca să ne mai... Ia să vedem. La Tuz, la Constanța, e încă liniște, da? Soare, foarte cald, nu prea de vântul. Sperăm să fie o zi liniștită de caniculă. Mariana, te pupă. Neața, băieții, din Bercen până în Chitila, e furtună ca în Manila, Marius din București. Din Bercen până în Chitila, e furtună ca Manila. Excelent, neața. Salut, sunt băiatul cu sfârșitul lumii, din militari. Așa? Am greșit, s-a terminat, am scăpat de data. Vă mulțumim mult pentru mesaje. Gata, s-a mai liniștit ploaia, cel puțin mesajele și în general informațiile pe care le primim cam de peste tot, din tot orașul, din toate cartierele. Ne-am revenit. Am avut o primă jumătate de oră și de emisiune și furtunoasă, nu numai, de dimineață, destul de furtunoasă, cum zice bine colegul meu. Între timp, pregătiți-vă de căldură. Dacă totuși mai plouă pe aici, pe acolo, puteți să ne spuneți la 0754-222-999. E furtună, nu-i furtună, uite, în București noi, exact. Ci că furtună zdravănă, acum ne spune Alexandru. Păi, na, ce să-i faci? Mai trebuie și de astea, nu? Au fost imagini pe care le-am văzut pe Canal de 2 și noi le-am descris așa, îndeamănunt la Radio Impuls, imagini din toată țara. Mă rog, vreme nebună. Salutare, bună dimineața. Și de prin asta. Jilava e puțin cam răcoare. Am auzit că e răcoare la Jilava, da. De asta mulți oameni se duc acolo când le este cald. Înțelegi? Noi rămânem la Radio Impuls și Canal de 2, evident, 0754-222-999. Este numărul de telefon, unde, de fapt de WhatsApp, unde colegii noștri de emisiune participă și ne țin la curent cu ce se întâmplă extraordinar în viața lor. Noi rămânem cu voi, suntem Gric și Cernat. Non-stop hits. Impulse Radio. Hit music playlist. Impulse. Louder. Non-stop hits. Hit after hit. After hit. Impulse Radio. Good vibes station. Dimineața pe 2 merge mai departe. Gric și Cernat, 7:41 de minute. Este aproape un sfert de ceas, o să fie aici din nou în platou, cum zic eu, dar și la radio. Nadine a zis-o cu știri, cu vești
despre ce se întâmplă în țară. Avem vești și de aici și de peste hotare. Apropo de apă, fără apă. Da, apropo de apă, știi cum e, când plouă, plouă. Dar când aruncă cineva cu apă în tine, dacă e cald, te bucuri că te-ai răcorit. Acum depinde apa ce culoare are. Dacă e apă cu întuneric, că e lipicioasă. Știi că așa e gluma cu cola. Dacă este o apă mai gălbuie, atunci na, nu e foarte, foarte bine. Dacă este apă, apă, în schimb, nu este nicio problemă. Cu toate astea, uite ce se întâmplă. La noi în Parlamentul din România n-am văzut niciodată o încăierare, ceea ce înseamnă că noi românii suntem un popor foarte, foarte tolerant și foarte de treabă și chiar civilizat, orice ar zice alții despre noi. Deci nu am văzut, eu nu țin minte să fi fost vreo încăierare ever. Mă, nici eu nu mi-aduc aminte să se fi luat ăștia la palme sau la deci punct. Deci niciodată, nici măcar o dată eu n-am văzut o încăierare. Stau să mă gândesc că a mai fost Georgică care l-a mai busculat așa pe unul pe altul, dar la modul nu. Și-au vorbit, știi cum latră căței nas în nas, ham, 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 dar nu se mușcă niciunul. Niciunul, da. În da. Parlamentul din Kosovo, adică tălea aici și aproape a fost o bătaie generală după ce un deputat a aruncat cu apă în premier. Înțelegi? Nu. No. Adică erau și Parlamentul din Kosovo, nu știu, are ceva din Parlamentul României, seamănă, are așa niște tribune de lemn, a, este foarte... Zici, la cum arată spațiul în care se duc oamenii la serviciu, nu? La birou, da. Băi, și s-a dus un băiat, de știți cum este faza, este premierul care vorbește la tribună, tu ai ceva pornit acolo? De ce, nu? A, înseamnă, se aude ceva, se aud niște vorbe în cască, în cap. Nu știu, nu, eu n-am, s-ar putea să-ți fie da casca deschisă și să auzi regia. Da, fii atent, așa, și deci aud niște vorbe în cap, în cot. Oare sunt, nu suntem singuri? Nu știu, măi, să atent. Știți că Grig e bine, adică nu... Sunt foarte bine, da, era comunicația din regie și era, măi, cine vorbește aici în studio? Deci fiți atenți. Stă premierul frumos, un premier mai slăbuț, mai arătos așa, stă la tribună și vine un deputat și dă cu sticla. Știi cum dă popa cu apa sfințită? Da, da, cu... Băi, deci exact așa a dat. Hați, hați! Și a dat și în semnul crucii, culmea. Da. Deci a dat hap și hap. Da, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Zang. După care a început busculada. E adevărat, n-a fost, să nu vă imaginați că a fost așa o mare, mare bătaie decât de vreo 30 de inși. Nu, da, oricum, destul adică de n-a fost ca pe stadion, da, da. Nu, da, destul de departe. Dumnezeu. De știi că se cafteau aia prin Parlament, prin America de Sud, fără motiv, nu știu că sau foarte aia... mult în Filipine, în zona da, da, aia, una, exact. Două, Indonezia, da, tot timpul. Jackie Chan e aia, da. Exact. Să apucăm să se bată Jack Norris, așa, cum nu știu ce. Așadar, oameni buni, când zice cineva de țara voastră și de parlamentarii voștri cofi și copății, să știi că toți sunt civilizați. Dar cum a fost ultima fază când s-a dus doamna Șoșoacă în Parlament? Nu știu. De i-a tras microfonul, doamne, cine era la ședința acolo, la prezidiu în Parlament? Nu știu, a luat microfonul, a vrut să-i smulgă microfonul, la care domnul respectiv, efectiv, îmi scapă numele, dar mi-amintesc. Nici nu contează, cred povestea interesantă. Cred că Simonis interesant. Sau cine era, i-a zis la una, doamne, Șoșoacă, păi mai aveați un pic și mă mâncați. E oameni civilizați în România și vă rog să fiți voi civilizați. Uite, duc cum fac ăștia în Kosovo. În Kosovo, dar mă rog, deci discuția... Deci au sărit gărzile de corp, deci băi, a fost o nebunie. Da, da, nu, mai e, mă rog, dezbaterea durează de 3 zile, că de acolo s-au luat, știi? Ci că e o înregistrare audio între un membru al partidului de guvernământ și un oficial din, mă rog, nordul majoritar sârb, știi? Și de aici au ajuns să dea cu apă și cum ai zis tu, cum dă popa cu aia. Deci exact, băi, zici că voia să-l adunge pe necuratul, da, așa da, dădea cu sticla de apă și dang, dang, și n-a dat numai în el. Deci a mai dat niște oameni care erau pe acolo, oameni buni, fără violență, să fie bine și să nu ne mai stropim cu apă, ne stropește direct în ploaia. Aveți grijă pe unde mergeți, fiindcă am avut și o hartă la un moment dat, apropo că am tot vorbit despre ba caniculă, ba Cerberus, ba furtuna, am avut în Spania 60 de grade Celsius. Da, 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 a fost deci cumplit, enorm, cumplit, enorm. Cumplit. Poate să răcorea oamenii. Uite, vezi, premierul n-a înțeles. A vrut să mă răcorească și să mă sfințească în același timp colegul de parlament? Da, uite, apropo de Spania, că, mă rog, am, fiind nebunia care a fost, n-am apucat să dau nici măcar o veste mică, mică din sport și o fac acum că se legă discuția cu Spania, știi? Marele jucător de tenis, Rafa Nadal, s-a reapucat de antrenament. Se duce zi de zi la antrenament. Desigur, atenția tuturor e îndreptată către turneul de la Wimbledon, unde... Wimbledon, da, ce-mi place cum zici, Wimbledon, da? Ok, da.
Și, mă rog, acum vedem, câștigă Djokovic, nu câștigă Djokovic, are mai puțină importanța asta, dar pentru fanii lui Rafa Nadal e un lucru extraordinar. Și apropo de Wimbledon, avem acolo un băiețel, se numește Matei Kelemen, împreună cu antrenorul lui, e vorba de Alexandru Alex Bodnariuk, încep în curând turneul la copii, under 14. Îi salut, le țin pumnii, le zic multă baftă că veni vorba de tenis. Sunt multe vești din toate sporturile, dar n-am apucat să zic nimic din cauza furtunii. Da? Așa despre sport putem vorbi foarte, foarte multă vreme. Mai am o știre foarte, foarte haioasă cu cel mai în vârstă jucător de fotbal. Asta o dăm mai târziu, cred că, nu? Grig. Da, sau... un pic mai târziu vorbim și despre fotbal și un pic mai aproape, nu așa de târziu, vorbim și cu Nadina Zisu. Este pregătită, vine cu știrile orei la Radio Impuls și Canal de 2, dimineața pe 2 cu Grig și Cernat. Rămâne aici, se întâmplă până la 10, să nu uitați, oameni buni, e vineri. E da, vineri. E vineri, și să Grig ne bucurăm. E happy, e fericit că vine weekendul. Am uitat, ne-am întristat cu căldurile. Dimineața pe 2. This is...